Salutare și bine v-am regăsit de data aceasta la o nouă prezentare. Avem în fața noastră Castilla y León, Nuevo Horizonte. O hartă cu tipic spaniolă de aici din Spania, o hartă foarte, foarte bine pusă la punct și foarte frumoasă, cu niște specificații frumoase din Spania. Avem 62 de terenuri, avem parte, câteva sunt pătrate, câteva sunt irregulare, câteva terenuri. Avem practic o grămadă de terenuri, plus că avem o grămadă de culturi noi, putem să muncim și cu arborii fructiferi, avem o grămadă de arbori, avem meri, avem peri, avem portocale, avem cereșe, avem limonadă de lămâie, practic, limonadă am vrut să zic, copaci de limonadă, copaci care fac lămâie, avem o grămadă castanie, almendre, nuci, avem foarte, foarte multe chestii pe hărțuleana asta, așa că dacă vă plac clipulețele și prezentările astea, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like. O să aveți un link în descriere de la hartă, să o descărcați și voi, bineînțeles, dacă vreți să vă jucați pe ea. Bun, îi dăm frumos un start. Eu nu am intrat pe hartă, doar am văzut pozele și ce am citit și eu puțin din descriere. Și sunt curios să văd cum e la prima vedere. Știți că îmi place să probez hărțile la prima vedere aici cu voi și să ne dăm cu părerea. Bun, văd că ne spamează undeva aici la ieșire din oraș. Bun, și avem niște panele aici în fața noastră, publicitare. Comunitatea Autonomă de Castilla y León. Ok, frumos, frumos, frumos aici la intrare. Aseradero Castilla y León, gen fabricuța de lemne, unde ducem și vindem lemnele și putem să facem scândură. Îmi place că toate chestiile astea sunt, nu chiar numerotate, dar sunt... Avem panele din astea care ne explică practic unde trebuie să mergem. Încă o chestie pe care am văzut-o la hartă și am citit-o acolo în descriere. Avem fum peste tot și mai ales iarna este și mai mult fum. Fumul se întețește și mai tare, mai ales pe timpul iernii, pentru că oamenii taie lemne și bagă lemne pe foc, practic. Taie lemne pentru că am auzit zgomotul. Deci vreau să spun că ard lemne, pun lemne pe foc. Așa că iese foarte, foarte mult fum și din clădiri și din case de acolo, din sat. Foarte mare fabrică aici. Bun, deci începem bine. Văd că s-a muncit ceva la hartă, pentru că avem o grămadă de verdeață, o grămadă de chestii noi, plus că avem borduri mai peste tot. Văd aici borduri, așa că vă zic eu că s-a muncit puțin cu atâtea borduri, să stai să pui din una în una, bucățică cu bucățică, ai o grămadă de treabă. Bun, aici mai avem ceva, vreau să văd și semnulețul ăsta. Poligonul industrial și satul Castilla y León. Bun, deci avem și poligon pe harta asta. Un poligon ce înseamnă aici în Spania? Practic o zonă unde sunt foarte multe fabrici, unde sunt foarte multe firme care se ocupă cu transportul, construcție, foarte, de toate practic, de toate. Ateliere mecanice, magazine de vânzări de mașini, de piese, de toate nebunile astea, așa că asta înseamnă un poligon industrial, pentru cine nu știa, bineînțeles. Așa că sunt și eu curios cum arată poligonul. Sper că am luat-o bine, am luat-o după semne acum, dacă avem undeva dreapta-stânga, nu știu zău. Văd și acolo în depărtare o grămadă de copaci. Arată genial harta, sincer să fiu. Uitați-o cât de mare este, chiar dacă terenurile nu sunt wow, să zicem că mamă ce bine arată sau ce frumoase sunt, dar avem o grămadă de terenuri pe care le putem cumpăra, după cum v-am spus și acolo la început avem 62 de terenuri pe care le putem cumpăra și să le arăm, să facem absolut ce vrem cu ele. Văd că aici avem din nou, aici probabil sunt ceva grădini cu pomi, cu meri, cu habar nu am eu cu ce, dar mă gândesc că asta ar fi. Eu mă aflu acum pe undeva, pe aici ar trebui să mă aflu, nu mă văd. Aici sunt, da, și mă îndrept spre poligon, pentru că aici se văd toate fabricuțele și după aici avem satul cu punctulețele de vânzare, cu toate nebunile astea. Sunt curios cum arată, chiar harta nu se vede wow, gen e făcută ca și când ar fi făcută de mine așa la repezeală, dar minimap-ul vreau să zic, dar harta în sine arată nemaipomenit, o grămadă de case, uitați cât a fumul aici, din toate fabricuțele iese o grămadă de fum. Poligon industrial, bun, aici în dreapta deja văd ceva de fabricuță, de cumpărat, de adus produse la vânzare, acolo în dreapta din nou avem câteva chestii, bun, avem și trafic, avem și pietoni, avem de toate, bun, și văd că fabricuțele sunt mari, îmi place treaba asta, practic sunt mari, vreau să zic că
curtea, cum sunt îngrădite și așa, avem destul spațiu să venim și cu utilaje mai mari să intrăm, să putem să facem niște maniobre pe aici, să dăm cu spatele, să ieșim, să ne putem întoarce, să nu trebuiască să ne chinuim foarte tare, dar mi-a plăcut ideea, excepțională, chiar foarte frumos, uite că nu m-am gândit, stau de atâția ani în Spania și nu m-am gândit niciodată să fac o hartă și să pun un poligon industrial pe ea, dar mă încântă ideea, practic e unică harta cu treaba asta și o face și mai interesantă și mai frumoasă, practic știi că aici poligonul e zona fabricilor, nu trebuie să te plimbi neapărat pe toată harta, vii aici și le ai pe toate. Bam, până înveți acum toate străzile din poligonul ăsta, o să-ți ia ceva, dar arată nemaipomenit, arată frumos, chiar îmi place, uitați cât de frumos se vede. Poligon aici frumos la intrare cu tot ceea ce trebuie. Bun, aș vrea să fug repede și în oraș, să nu mai trebuia să mă mai întorc. Eu cred că puteam să ies pe aici și să mă duc direct în oraș, dar îmi dau eu un teleport frumos. Și ieșim la strada principală și văd că vine o mașină și face la dreapta. Hop, frumos, se duce printre case pe acolo. Genial, genial, genial. By Alberto Sil Modding Studio. Foarte frumos, foarte lucrată harta. Felicitări, nu am ce să comentez. Sastreria, restaurant, bar și fruteria. Ok, deci aici avem și putem să vindem și aici produse la restaurant, la fruterie acolo. La bar putem să ducem probabil anumite chestii, pentru că da, avem o grămadă de produse noi pe hartă și putem face o grămadă de chestii noi și de chestii interesante pe harta asta. Uite, avem și pietoni și mașini peste tot. Bă, arată genial. Mă simt ca în Spania, ajut. Mă simt ca și aici în Spania, în... Bine că zona asta oricum e mai tipică de Castilla y León, doar că se vede ambientul ăsta spaniol cu casele așa puse, cu curțile astea mici, unele lângă altele, magazine, străduțe din astea, deci jur că mă simt ca și cum aș fi eu pe afară acum. Arată nemaipomenit până acum, chiar îmi place o grămadă de străzi și uitați că funcționează mașinile pe aici foarte bine, chiar merg ca lumea și chiar se descurcă practic, așa că ok, arată frumos. Gândiți-vă că vă zic din punct de vedere al unui, nu vreau să zic specialist, dar al unui creator de moduri, de hărți și de alte nebunii, adică din punctul meu de vedere, a muncit foarte mult creatorul pentru a face toate chestiile astea. Credeți-mă că e foarte, foarte mult de muncă, mai ales să le plasezi și să le faci. Ai un căcălău de muncă, așa că chestiile astea nu le-am mai văzut mai pe nicăieri, arată foarte, foarte bine. Se vede că sunt texturi noi, făcute cu Blender sau cu alt program, nu știu, dar se vede că sunt texturi noi și nu sunt luate de pe alte hărți. Așa că arată nemaipomenit, jos pălăria. Peste tot avem, aici avem și un încărcător electric, peste tot avem chestii, aici avem magazinul de pâine, pe toate străduțele astea de ne băgăm. Acum aici știu că nu poți să vii cu un camion să vinzi, dar... Ai acolo poligonul unde să duci cantități industriale, aici vii cu chestii mai mici, mai puține lucruri. Frumos și aici în parc, din nou numele lui, cu aici cu vaca și cu un vițel. Aici aș fi pus niște iarbă reală, sincer să fiu. Arată frumos, se vede frumos, dar na, zici că e sespedul tăiat, iarba e tăiată, dar ar fi mers niște iarbă reală aici. Chiar era puțin mai natural, să zicem așa, s-ar fi văzut puțin mai natural, mai frumos. Dar nimic de comentat până acum. Tipicele biserici cu intrare aici frumos de piatră, cu astea de băut apă, bănci, flori, tipicele biserici din Spania, cam așa arată toate și cele vechi, frumos, cu garduri, garduri înalte de beton, de petriș, arată foarte, foarte frumos. Panaderia, magazinul de mobilă și pasteleria, aici unde se fac prăjituri și toate nebuniile astea. Deci îmi place că sunt toate sunt puse pe cartele și ne indică, bă, acolo aia, acolo aia, acolo aia, ca la proș practic, dar e frumos, îmi place pentru că e o chestie genială să-i spui omului, practic așa nu mai trebuie să mai deschizi minimapul, te poți, dacă vrei să joci mai realist, te poți ghia după toate semnele astea de circulație. Bun, aici văd o zonă, nu știu dacă se, nu mă lasă să deschid poarta asta. Probabil dacă cumpărăm, terenul putem să o, da, dacă cumpărăm terenul putem să o deschidem și să venim aici, da, trebuie să cumpărăm terenul pentru că nu avem acces la solare, practic aici avem niște solare cu ceva produse noi ca lumea și practic aici mai putem să mai punem anumite chestii dacă ne cumpărăm noi terenul, solare sau orice vrem noi să mai punem acolo, dar
e o zonă bună pentru solare. Aici avem biogasul, dacă nu mă înșel. Aici văd un amestecător din ăsta de rație mixtă, acolo văd un butoi cu apă. Aici probabil e biogasul, exact, și aici pare mai mult agraj de animale ăsta, de fermă. Exact. Oare să ne dea nouă tot biogasul ăsta? Sau ăsta e un, pur și simplu, e un buncăr? Nu e biogasul, că ăsta e un buncăr, e buncărul din baza noastră, ok. Semăna cu buncărul de la biogas și am crezut că e biogasul aici. Aici avem amestecătorul de produse, acolo sus ne arată. Trituradora, mescladora de pienso. Practic aici băgăm de toate și facem amestecuri. Bun, 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 foarte ca lumea, îmi place că avem chestiile astea în bază. Practic mai trebuie să mai adaugi tu niciun mod, că ai deja toate nebuniile astea. Aici avem câteva poze cu FS19, FS22, versiunile hărții sau habar nu am ce versiuni, dar probabil mă gândesc că astea sunt ceva versiuni ale hărții, habar nu am. Castia Eleon, foarte frumos și aici și detaliile astea mici, bă, foarte, foarte detaliată harta. S-a mers la detaliu, n-am ce să comentez. Nota 10, 10, 10, 10, 10, 10 din punctul meu de vedere, pentru că s-a muncit foarte, foarte la detaliu. Depozitul de pienso composto. Ok, deci aici putem să băgăm semințe și aici băgăm pienso composto. Practic, un îngrășământ natural, ceva ce facem noi din cereale, putem să-l băgăm acolo. Bar n-am ce facem cu el, dar putem să vedem într-o secundă dacă venim aici frumos la produse, așa vedem și produsele noi, pentru că avem ceva iarbă nouă, fân, avem niște lucernă, avem câteva chestii noi, vedeți din nou chestii noi aici cu iconițe noi, frumos, din nou, și aici din nou, după cum bine v-am spus, lucernă, lucernă uscată, centeno, așa că avem câteva produse noi, mere, portocale, cireșe, ciruelas, practic astea sunt prune, lămâie, asta era rodie, membrio, beiota. Beiota e un fel de castană care o mănâncă aici porci, de asta sunt foarte scumpe hamoanele de beiota, pentru că o mănâncă porci și e foarte, foarte scumpă, văd că se vinde la un preț destul de bun. Avem și castane, avem și almendre, avem și nuci, piniones, rășină, coliflor, zanahoria. Practic, vedeți și voi iconițele, știți ce e, eu vă le spun pe spaniolă direct când le citesc, morcov, usturoi, ardei verde, pepene, ceapă, ăsta era, cum se numea, calabasinu, tot așa ceva, era un pepene, nu mai știu, se făcea pane cu ou, dacă nu mă înșel. Aici avem suc, aici avem siruela pasa. Siruela, practic, sunt struguri uscați, de se mai pun în cozonac. După aia avem fructe seci, pâine de soia, mamă, brânză de lapte de vacă, brânză de lapte de oaie, tofu, iaurt, prăjituri, biscuiți, ceva dulciuri de gem, lapte de soia, compostul ăla care v-am spus eu. Avem și cortesă de arbol, practic scoarța la copaci. Peleți pentru a face foc, cereale tocate, cereale, mamă, deci avem o grămadă. Din nou aici avem morcov tocat. Ăsta e tăiat și ăsta e tocat. Cam așa a venit, lapte de oaie, păr de cal. Mamă, deci avem până și păr de cal, deci practic tundem și cai. Gândiți-vă că avem o grămadă de chestii. Îl vindem aici la ferăterie cu 5.000. Deci harta vine cu câteva chestii noi, astea sunt modurile ale mele, după cum bine le-ați mai văzut. Deci practic harta vine cu o grămadă de chestii și dacă ne ducem aici în zona fabricuțelor, ați văzut că avem fabricuțe pentru absolut orice. Acum sunt curios cum funcționează treaba asta cu animăluțele, dacă avem ceva animăluțe noi aici care ne poate zice nouă harta, bă, da, uite le avem, astea că ne produc, se vede ce trebuie să le băm și că ne produc anumite chestii, pentru că vin direct ele cu harta, probabil le punem aici, pam, și da, aici avem o zonă de spam unde ne spamează practic părul de cal sau ceea ce trebuie să ne dea animalele astea. Ok, deci îmi place chestia asta pentru că primim chestii noi, practic avem o grămadă de chestii noi pe harta asta și mă încântă treaba asta pentru că tot apar hărți din ce în ce mai șmechere, mult mai inovatoare, se muncește mult mai mult la hărți pentru a veni cu o idee nouă, cu ceva nou, așa că se merită
să dați un like hărții, să o descărcați. Dacă vreți să lăsați și un comentariu și aveți fond, puteți să lăsați acolo și un coment bun și 5 stele. Cum vreți voi, eu de asta știți că prezint hărțile care îmi plac și care chiar se merită și care chiar sunt muncite și s-a muncit la ele și s-a pus interes, pentru că sunt foarte, foarte puține hărți, știți și voi, cu făcute chiar așa de bine și cu atâta pasiune, drag și interes. Bun, deci harta, ați văzut cum arată și minimap-ul, arată cam așa, arată, nu arată foarte, foarte frumos acum, de ce să exagerez, dar am văzut minimap-uri mult mai frumoase care arată și mai splendid decât așa, dar arată bine. N-avem ce să comentăm, avem terenuri, tot frumos, aici copaci, zone cu copaci, zone de pădure, avem absolut de toate. Desea vacunul aici, ce e, că sunt curios. Ok, e ceva graj pentru vaci, e o zonă tot așa de vaci pe care putem să o cumpărăm foarte, foarte mare, plus că vreau să mențin, ați văzut că harta aici, ok, trebuie cumpărată și zona ca să putem accesa animăluțele. Ați văzut că zona este foarte mare, harta este foarte mare și avem zone foarte, foarte mari, după cum bine vedeți. Bun, hai să vedem ce utilaje ne oferă harta în afară de mașina asta. Avem un fen Vario 311 cu o greutate aici în față. Avem o semănătoare de la Lemken, de la Bredel un aruncător de îngrășământ sau de var. Dacă vrem, mai avem un tractor, un 6713 de la Massey Ferguson, o remorcă Bartner. Asta o mai știm bine și utilajele știm că sunt toate din joc. O greutate aici frumos, un depozit de motorină, un susurador, un aruncător de ierbicid sau de îngrășământ de la Hardy, putem să dăm cu el și atașamentul lui din față ca să ne încapă mai multă cantitate practic în el. Bun, mai dau 2-3 teleporturi, avem și lizardul că l-ați văzut la început, să văd poate mai scap vreun utilaj, poate mai avem vreun utilaj, dar se pare că nu. Avem două tractorașe și mașina de la Lizard. Ok, deci oricum nu stăm rău pentru că începem și cu 100.000 de dolari. Și terenuri, sunt curios cu ce terenuri putem noi să începem. Am văzut ceva cu albastru aici, dar vreau să mai apăs o dată să mă asigur. Deci avem toată zona asta 1, că e baza. Și avem terenul numărul 26 sau 1, cum e pus el aici. Avem terenul numărul 26. Destul de... Nu știu ce să zic, dacă e foarte, foarte mare, sunt curios, vreau să-l văd. Nu se vede foarte mic, dar nici foarte enorm. Și sunt curios să văd dacă e măricel. Oricum nu știu nici ce avem pe el. Ostia, e destul de mare. Deci nu avem nimic pe el, e gol. Zice că e proprietatea noastră, care are nevoie de var. Dar e foarte mare terenul. Mă așteptam să fie puțin mai mic, dar e foarte, foarte mare. Se vede foarte mare terenul, așa că... E bine, putem să facem chestii pe el, putem să semănăm, avem acolo și de semănat, n-avem combină din păcate, dar asta din nou supune mai multe ore de joc, mai mult interes pentru hartă, pentru a face progres și a putea să-ți cumperi tot ceea ce vrei. Drumuri foarte frumoase, personalizate, făcute frumos ca la carte, bă, n-am ce să zic, jos pălăria, o hartă spaniolă de nota 10. Nu mă așteptam, dar arată de nota 10 și e pusă la punct de la cap la coadă. Cam atât cu prezentarea, nu vreau să o lau mai mult. O să aveți un link în descriere să descărcați și voi dacă doriți. Dacă v-a plăcut clipulețul, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un share, un subscribe, să veniți și pe Discord, pentru că acolo postez mult mai multe moduri și toate modurile românești le găsiți acolo la mine pe Discord. Astea fiind spuse, eu am fost Visogame și până data viitoare v-am salutat. Pa, 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 pa.